Anghel Iordănescu a decis în această dimineață să atace Grecia cu Budescu încă din primul minut. Mijlocașul Astra este cel mai în formă jucător din Liga 1, dar a fost folosit doar câteva minute în partida cu Ungaria. Pe de altă parte, Pintili va fi o altă noutate din lotul României, deoarece Hoban este accidentat. Selecționerul Anghel Iordănescu a hotărât ca Budescu să intre în locul lui Sân Mărtean, maxim în locul lui Adi Popa, iar Pintili în locul lui Prepeliță. Astfel, Iordănescu face până la urmă 3 modificări în echipa de start față de meciul din Ungaria. Iată și echipa cu care România va intra în teren: Tătărușanu, Pap, Chircheș, Grigore, Raț, Pintili, Hoban, Torje, Budescu, Maxim și Cheșeru.